Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul pentru Leung 2024 promite o perioadă foarte intensă emoțional. Prima jumătate a anului este favorabilă dezvoltării carierei și obiectivelor profesionale. Tranzitele planetare îl vor ajuta pe leu să-și dezlănțuie potențialul creativ și să-și demonstreze calitățile de lider la locul de muncă. A doua jumătate a anului ar putea duce la un cerc social extins și la noi oportunități de învățare, călătorie și comunicare. Este posibil să cunoști oamenii noi care vor avea un impact pozitiv asupra vieții tale, în special în carieră și afaceri. Carieră. Pentru leu. 2024 va fi un an plin de evenimente în carieră, muncă și afaceri. În prima jumătate a anului, lei vor fi plini de energie și ambiție pentru a atinge obiectivele de carieră. Acesta este un moment bun pentru a începe noi proiecte și a urmări noi oportunități. În ianuarie, s-ar putea să simți o presiune suplimentară la locul de muncă. Este important să rămâi calmă și să ai mintea limpede pentru a-ți gestiona eficient responsabilitățile. Perioada din martie până în mai este favorabilă lărgirii orizontului și învățării. În această perioadă s-ar putea să simți dorința de a învăța noi subiecte și de a-ți extinde cunoștințele, precum și de a planifica excursii în străinătate. De asemenea, puteți găsi noi oportunității de a vă dezvolta cariera sau afacerea, în special în domenii legate de învățare, călătorii sau comunicare. Perioada din aprilie până în iulie va fi cea mai activă în dezvoltarea carierei. În această perioadă, nativile pot găsi noi oportunități de a avansa în cariera lor, precum și popularitate și recunoaștere pentru realizările lor. Nativile pot găsi noi oportunități de a-și extinde abilitățile și cunoștințele, ceea ce poate duce la niveluri de venituri mai mari și la o situație financiară îmbunătățită. Această perioadă poate fi, de asemenea, un moment favorabil pentru vorbirea în public și implicarea în proiecte de anvergură. Nativile pot avea ocazie de a deveni profesor sau mentor pentru alții din sfera profesională. Între iulie și august, Veți simți un val de energie și încredere în sine care vă va ajuta să obțineți un succes mai mare în muncă și în afaceri. În această perioadă, fiți pregătiți pentru muncă și noile provocări. Între septembrie și octombrie, este important să vă îndreptați atenția către dezvoltarea abilităților de comunicare și sociale, care pot fi bune pentru cariera și afacerea voastră. Acesta este un moment propice pentru călătorii de afaceri contracte și formare. În general, a doua jumătate a anului este favorabilă a socializării cu oameni, facerii de noi cunoștințe și contacte și participarea la proiecte de grup. Tranzitul lui Marte prin prima ta casa horoscopului din noiembrie 2024 îți va oferi energie și încredere suplimentară pentru a-ți atinge obiectivele, banii pentru leu. Anul 2024 va necesita o abordare atentă și prudentă a problemelor financiare, dar poate aduce și oportunități de creștere și îmbunătățire în acest domeniu. Anul acesta va fi favorabil pentru dobândirea de noi cunoștințe și dezvoltarea abilităților în finanțe și investiții, după cum spune horoscopul 2024 pentru Leu reprezentanții zodiei trebuie să fie atenți în chestiunile financiare și în investiții și să nu își asume datorii și obligații financiare. Este necesar să se arate o abordare serioasă și responsabilă a muncii, finanțelor și cheltuielilor. Fii rațional în deciziile tale financiare și nu lăsa emoțiile să-ți influențeze deciziile. Mercurul va fi retrograd în aprilie, august și noiembrie-decembrie ceea ce ar putea duce la întârzieri și probleme în planurile și proiectele tale, precum și în tranzacțiile financiare. Este important să fii precaută și chipzuită atunci când faci tranzacții și gestionezi finanțele și documentele. Nu face achiziții majore în aceste perioade și amână investițiile și semnarea acordurilor de afaceri la un moment mai favorabil. În 2024, puteți pune o bază solidă pentru veniturile viitoare. Din aprilie până în iunie este un moment bun pentru a face noi contacte și a încheia oferte profitabile. Perioada cea mai favorabilă pentru creșterea financiară va fi din iulie până în septembrie. În acest moment, vă puteți îmbunătăți situația financiară, puteți începe proiecte promițătoare, puteți primi plății mari în numerar și bonusuri. Perioada din octombrie până în noiembrie poate fi un moment bun pentru a investi în imobiliare. Sănătatea leului După cum spune horoscopul 2024 pentru leu, sănătatea ta poate fi supusă unor fluctuații. În ianuarie, reprezentanții semnului trebuie să fie atenți la sănătatea lor și să urmeze regimul zilei pentru a evita supra-solicitarea. Este important să vă faceți timp pentru relaxare și odihnă mai ales în perioadele cu volum de muncă crescut, fii atentă la semnalele corpului tău și nu le ignora. Perioada din iunie până în iulie poate fi dificilă pentru leu în ceea ce privește sănătatea, așa că este important să acordați mai multă atenție odihnei și relaxării. În această perioadă este recomandat să fii mai atentă la corpul tău și să nu exagerezi. Reprezentanții semnului pot întâmpina dificultăți emoționale în acest moment. Gândurile și grijile tale interioare se vor intensifica. Este posibil să simți dorința de izolare și singurătate. În această perioadă este recomandat să fii deosebită de atentă la sănătatea ta și să faci un control medical pentru a depista eventualele boli în stadiile incipiente și a preveni dezvoltarea acestora. În perioada iulie-august vei simți o explozie de forță și energie. Starea de bine? Sănătatea și dorința de schimbare se vor îmbunătăți, acest timp este favorabil pentru actualizări de imagini, pentru tratamente de înfrumusețare, precum și pentru sport, perioada din noiembrie până în decembrie va duce o activitate sporită și risc de accidentare reprezentanților zodiei, în această perioadă, leul este sfătuit să fie precaut atunci când călătorește îndreptați-vă energia către activități creative, dragostea și relațiile. Pentru leu, 2024 va fi un an interesant și promițător în ceea ce privește relațiile, permițându-vă să vă reconsiderați opiniile, să stabiliți contacte, precum și să descoperiți noi oportunității de a crea relații puternice și productive. Planetele în tranzit în a doua jumătate a anului vă vor aduce noi cunoștințe și vă veți extinde cercul social, precum și îmbunătățirea relațiilor cu prietenii și cunoștințele. Perioada din iunie până în iulie poate duce la fluctuații emoționale și instabilitate în relații. Leul trebuie să acorde mai mult atenție emoțiilor și stărilor lui de spirit pentru a evita conflictele. În această perioadă, poate exista dorința de a schimba stereotipurile, de a reconsidera vechile obiciuri și de a acorda atenție noilor oportunități din viața personală. Tranzitele planetare vor permite leilor să-și reconsidere relațiile cu partenerilor și să înțeleagă ce își doresc cu adevărat de la viața lor personală. Nativii le trebuie să fie pregătiți pentru schimbare. Între iulie și august activitatea, strălucirea, Carisma și atractivitatea pentru ceilalți vor crește. Perioada august-octombrie va aduce reprezentanților semnului multă comunicare, întâlniri, excursii, noi cunoștințe. Leul este sfătuit să fie deschis noilor cunoștințe și să nu-i fie teamă să-și arate emoțiile și sentimentele. În această perioadă, leul va fi capabil să găsească cu ușurință un punct comun cu partenerii lui, să facă schimb de gânduri și sentimente, să găsească compromisuri și să ia decizii comune. Perioada din septembrie până în noiembrie va fi deosebită de importantă pentru leu în ceea ce privește relațiile. În acest timp, atenția ta se va concentra asupra relației tale cu partenerul tău de căsătorie și asupra problemelor de natură familială. În acest moment, este important să acordați suficient timp și atenție celor dragi pentru a consolida relațiile și a crea o atmosferă armonioasă în familie. Reprezentanții semnului ar trebui să aibă răbdare și să arate mai multă înțelegere față de partenerul lor. De această dată, reprezentanților semnului li se va oferi oportunitate de a construi o relație mai puternică și mai de încredere cu partenerul vostru de a-l adăuga romantism și de a stabili comunicarea cu copiii și rudele. Problemele legate de imobiliare, îmbunătățirea locuințelor și relocarea vor fi și ele relevante în toamnă. Horoscop 2024 pentru bărbatul leu. Leul se străduiește întotdeauna pentru lider și și succes în toate sferele vieții. Cu toate acestea, în 2024, Bărbatul leu poate avea nevoie să și reconsidere filozofia și abordarea vieții. Anul acesta, leul ar trebui să reflecteze asupra sensului mai profund al acțiunilor și faptelor sale. Căutarea superficială a succesului te poate face să pierzi din vedere valorile și sarcinile mai profunde ale vieții. Este necesar să ne îndepărtăm de o poziție egocentrică și să luăm o viziune mai largă asupra lumii. Acest lucru va ajuta pe bărbatul leu nu numai să obține succes material, ci și să găsească armonie interioară și satisfacție. Bărbatul leu trebuie să realizeze că viața nu se limitează la posesiunile și realizările materiale, iar fericirea și succesul real sunt în armonie cu tine și lumea din jurul tău. Conform horoscopului anului 2024. Energia bărbatului Leu va fi direcționată către autodezvoltare și creșterea carierei. În plus, bărbatul Leu va primi un impuls de energie din comunicarea cu oamenii, în special cu cei care îl înțeleg și îl susțin. De asemenea, este important să nu uităm de romantism, care poate fi o sursă de energie și inspirație. Horoscop 2024 pentru femeia Leu. În 2024, vei avea forță, energie și motivație de neegalat pentru a realiza planurile propuse. Trebuie să rețineți că înțelepciunea și echilibrul sunt, de asemenea, calități importante pentru succesul pe termen lung. Este important să rămâneți deschise către idei și abordări noi, dar să nu vă pierdeți propria unicitate și individualitate. Nu uitați de importanța echilibrului în viață încercați să vă faceți timp pentru o odihnă și relaxare, astfel încât energia să vă poată fi completată și să vă puteți continua călătoria în mod eficient. În 2024, femeile le vor simți o energie creativă puternică. Anul acesta va fi favorabil de demarării de noi proiecte și dezvoltării profesionale. Femeile le ar trebui să aibă încredere în intuiția și sentimentele lor interioare pentru a-și găsi calea unică. De asemenea, este recomandat să vă extindeți cercul social și să găsiți inspirație din diverse surse, inclusiv artă, muzică, literatură și filme. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!